Trebuie să începem de altfel. Dați aici. Domnii de la USR. Okay. Plângere la sector a fost o dimere. Și cum au auzit că vine cineva, au tăiat exact astăzi porcul. Asta nu e o întâmplare. Faptul că în momentul în care eu fac o plângere la CSM împotriva lor, că de patru eu nu dor, pentru că mi-au pus, nu știu, semnul în casă, pârâie pereții, pârâie televizorul, pârâie în pod. Acum am înțeles că în pod a intrat o vreme prin luna octombrie. Cred că 2-3 săptămâni, mai mult poate, și tot auzeam că umblă cineva prin pod și nu știam ce face. Acum văd ce a făcut. A băgat senzori, a băgat cine dracu știe ce. Aparatură electronică sofisticată. Agapie Neculai care stă la Cecilia. O să vă arăt și unde este Cecilia. Acum nu pot. Și ce ați văzut aici la început este familia Nistoroaia, adică familia lui Victor Ciutacu, care el deja se crede un mare magistrat, să spunem. Mare procuror se crede. Și nu știu la cine a fi sunat domnii din CSM. Buongiorno a tutti. Și ați văzut porcul cum îl tăiau. Corupție. La pipiric toate dosarele cele care mi le-au făcut ei, un căruț de dosare pe care eu nu reușesc să le văd. Și azi am sunat la, am spus la CSM că vreau să-mi văd dosarul. Am întrebat ce trebuie să fac. Pentru că văzând că nu-mi dă voi nici într-un fel să mă duc să-mi văd dosarul. Am mai postit și despre abuzurile acestor indivizi, abuz de putere. Abuzul este o infracțiune pe care USR-ul, vă mai arăt odată? Nu vă mai arăt. Hai să mergem să vedem ce ne vedem. Domnul cu șapcă la orei jandarmul de la Bacău, ori procurorul trimis de CSM. Nu știu cine poate să vedea, cu cuțetul în mână, porcul tăiat. Deci toate dosarele astea care le-au făcut ei, spuneam că e un căruț întreg, l-au băgat public, adică pe cablu TV, la pipirig. Cine vrea sau când au chef băieții, bagă un program de cablu TV și bagă dosarul meu. Cum fac eu sex, cum fac eu lucruri de handicapați psihic, acești terți, că ăștia sunt terții din justiția din România, și polițiști, acolo după aceea o să vorbesc și polițiști. Polițiști, cine credeți că sunt? Mercenarii de la Vasile al Bulai. Șeful de post care e la pipiric.
șeful de post care e la Pipiric, este însurat aici vecinul meu. Vă dați seama că mercenarii, când dau de făcut o prost, se duc frumos și ceau șeful, înțelegeți? Ei au promis șefului de post când am fost eu în septembrie sau octombrie și când m-am certat urât de tot pentru că vroia să demonstreze nu că își face serviciu domnul șef de post, vroia să demonstreze alte chestii, adică vă dați seama că el nu își făcea datoria, el era fixat cu ceea ce îi spusese această doamnă, să vă arăt și pe ea. Plecat afară, nu e aici. Se ducea și îi spunea șefului de post tot felul de povești și păi eu l-am întrebat, păi de ce nu vă faceți dumneavoastră datoria de polițist, de șef de post, să luați măsuri cu vecinii care pentru că umblă maică mi-aș vă spune tot felul de minciuni. După aceea el a vorbit cu vecini și a zis că nu se mai bagă. Dar uitați-vă că de duminică seara nu mai pun noaptea de vinerea trecută, pentru că sâmbătă noapte am dormit un pic. Dar duminică noapte, luni, marți, miercuri, 4 nopți, nu am dormit. Înțelegeți? Aceste abuzuri, aceste infracțiuni pe care le comit, mituire, nici nu știu cum, corupție, mituirea, nu, a organelor în drept, mituire, abuz în serviciu, pe aceea toate minciunile alea care tot le ascund ei despre mine, arată cât de mare este această corupție la Pipiric. Toți cei care din greșeală ajung pe mâinile corupților de la Pipiric. Mi-aduc aminte că șeful de post era consternat, fac o paranteză, că eu sunasem într-o zi la penitenciarul Bacău să întreb ce probleme are doamna Ursu Elena, care ea zice că este repartizată și la Pipiric din partea penitenciarului Bacău și era nervos și consternat șeful de post. De ce am dat eu mesaj la penitenciarul Bacău? Păi eu trebuie să mă apăr și eu într-un fel, nu văzând că el nu făcea nimic. Trebuia să mă apăr și eu, nu? Drepturile și libertățile și a mele, nu numai a lui de pe... Și polițiștii care sunt... Pentru că am văzut aseară una, cineva îmi punea o întrebare. Da, polițiștii... Păi, polițiștii sunt mercenarii de la Vasile Albulai, nu? Spuneam că șeful de post este... Atât. Mă rog, cine o fi la poliție? Mi-au promis că nu o să se mai lege de mine acești indivizi. Dar printre polițiști este același Nicolae Agapie, ăsta, ăștia din deală și polițiști și procurori, Dorel Agapie, care a avut tupeul să o cheme pe doamna Laura Vicol să spună despre mine o grămadă de minciuni și care a trimis doamna Vicol pe cineva de la DNA și stă aici în coasta mea non-stop, nu pot să ies în nicio parte că sunt urmărită de golanii de la DNA. Și văzând acum corupția că au vrut să-l mituiască, adică ce credeți? Îi umplea portbagajul cu carne proaspătă din partea, vedem, doamna este. Din partea doamnei și, da, șeful ar fi spus acolo. Da, șeful, tot în regulă, doamna spune povești. Acum,
Dacă tot am descoperit corupția, am trimis o poză la CSM cu corupții și o să mai pun o poză pe Facebook să vadă toată lumea cum sunt mituiți organele, cum au făcut dintotdeauna familia Agapie, cum sunt mituiți ca să aibă ei dreptate. Este corect? Acum, să dați video astea să ajungă până la cel mai înalt nivel. La CSM să vadă bine cu ce se ocupă domnii terții din justiție. Terții din justiție mituiesc, abuz de puterea lor de mari șmecheri. Abuz, acum cum mi-au luat ei somnul și nu dorm eu de 4 nopți. Abuz psihic, abuz emoțional, tot felul de abuzuri din astea. Și ăștia sunt mercenarii veniți, cum spuneam, cu Viorica Agapie din au fost tari pe piață când era Obama. Odată cu plecarea lui Obama, au venit cu tot aici, cu instrumentele, au furat de la CIA. Nicolae Agapie cu Viorica. Toate instrumentele, harp, să plouă mult, să facă dezastre. Plus asta de la Guantanamo, să nu dorm eu. Și nu numai eu, cred că sunt mai mulți maltratați în situația asta. Acum, dacă pentru un divorț care eu am câștigat procesul în ambele instanțe, ieri am făcut un video și pentru doamna Vicol să vadă documentele și minciunile lor. Ar fi bine să ia cineva măsuri. Vreau să văd și eu cine ia măsuri. Acum să nu sperăm la domnul prim-ministru al justiției. Domnul prim-ministru al justiției de la Pipirig e un băiat care stă și neam cu ei, cred că stă la băut și la taclale. Eu sper în CSM, că deci că CSM-ul se ocupă de abuzatori. Și anume l-au băgat pe domnul prim-ministru Silviu Predoiu, pentru că este aici la Pipiric, sunt toți legați, știți cum este rahatul porcului, așa legat, așa se-i toți. Mergici, asta lasă, stă în pușcărie, că stă bine, știți? Domn ministru, acum cum vroiau să mituiască pe, să spună și ăștia, asta stă, că stă bine, asta e bine, că suntem noi liberi și facem noi ce vor mușchii noștri. În rest, Dumnezeu cu mila. Corupție, mituire, dare de mită, nu? Coruperea organului, ați mă uit să vedem coruperea organului de justiție, să vedem câtă pușcărie fac ăstea. Corupere, darea de mită. Dar demită, spuneam eu, că nu-i mare, dar în cazul lor, ca juriști, nu-i ca în cazul ăsta, cum spuneau cu șeful de ocol și nu știu ce, în cazul juriștilor, terților, care încearcă să corupă organele de anchetă, asta e o infracțiune gravă, e corupție la nivel înalt, nu? Adică ei sunt protejați de însuși ministrul de justiție să facă, de-aia fac ei ce vor
mușchilor. Pentru că eu știu că domnul Predoiu la DNA au băgat toți tot de-a lor. În poliție un haos de nedescris. Jumate mercenar, jumate poliție politică a familiei Agape. Așa că ce și-au spus ea? Se vor mușchii mei, lasă stea. Dar pentru chestia cu, că au vrut să corup organele, să iese tot ei, așa, o să mă uit prin legi să vedem câtă pușcărie se ia pentru coruperea, mai ales că ăștia sunt toți care ar trebui să știe că nu se corupe organul judiciar care vine să încheteze o faptă penală, nu? Din partea lor. Statutul lor de procuror, m-am uitat de câte ori așa, spune clar că un procuror nu trebuie să fie sub nicio formă în politică. Și uitați-vă Dan Barna. Un procuror trebuie să fie demn, adică să nu se lase șantaja, mituit, așa. Ce ăștia s-au îmbătat aici, procurorii de la USR, a lui Dan Barna, ăștia sunt toți nepoții, că Dan Barna e tatu doamnei, e ginerele cu nepoții, cu strănepoții, cu neamul lor de păcălici. Și eu nu pun niciun preț pe DNA. DNA este un organ care nu își are locul. Nu mă interesează. Pentru mine este ceva inexistent. Pentru că acești domni nu fac altceva decât să distrugă toată țara. Imediat cum au făcut cu cei doi politicieni care s-a demonstrat că erau nevinovați, nu? Dacă a fost achitat domnul fost președinte al Senatului, s-a demonstrat clar că a fost nevinovat și l-au ținut așa în șah, degeaba. Eu vreau să arăt numai partea infracțională a lor, aceștor indivizi, AUR și USR, că sunt două grupuri de infractori pe banii statului și a contribuabililor. Adică tu îi plătești salariul și el îți face dosar penal. Mi se pare de-a dreptul. Și o să mă informez un pic și o să fac după aceea un video despre coruperea organelor judiciare de anchetă penală, anchetă. Pentru că eu am denunțat un abuz la CSM, nu? În dimineața asta. Și au venit aici să bea, s-au îmbătat, au tăiat porcul, de acum le face o tochitură, Antoneta. Le umple portbagajul de cărniță și am s-a dus așteptarea mea de a mai face cineva curăț dreptate și mie. Mă încep sărbătorile de iarnă să dăm începutul distracțiilor de iarnă. Sărbători fericite. O să ne mai vedem.